Așa, Cătălin. Numai așa mai, asta ne mai lipsește, zăpada și săniuța. Da. Corect? Da, da. Că călușorii avem? Da. Clopotele, salbele avem frumoase, tot ce trebuie. Tot, numai să vină iarna, lemne. Așa. Cătălin, te salut încă o dată, noi ne-am văzut. Te salut și eu. Astăzi mai pe la amiaz. Ne-am întâlnit în târg, în târgul de la Negreni. Cum ți s-a părut târgul de la Negreni? Fain, a fost fain. Ai tot timpul te-ai dus la târg, așa? Da, dar acum n-am mai fost din la Gilo, n-am mai fost la nicio expoziție. Nu, mă refer la târgurile de la Negreni. Ai fost în fiecare an? Da, am fost. Cum ți s-a părut ăsta față de celelalte? Frumos, frumos. Multă lume, mulți cai. Treabă bună, da? Da, treabă bună. Deci te-ai relaxat, cum să zice? Da, un pic de relaxare. Am mai luat câte un căprăs, câte o funie. Aia e foarte bine. Te-ai mai întâlnit cu câte un prieten? Da, cu un prieten, cu un altă. Uh-huh. Foarte, foarte frumos. Ce-am vrut să te întreb? Da. Nu poate ajuta băiatul să ne aducă un pic clopotele să le vedem? Da. Dă-i-le lui, amândouă. Sau fii atent, Cătălin. Da. Lasă la băiat caii să țină el un pic, acolo pe loc, și adă tu clopotele aici. Așa. Dar lasă-i și putem la drumul dacă vrei, că nu are. Na, cum vrei tu. Îi dăm că numai să... Pasta s-o țină băiatul un pic. Da, ține-o să bun, Cătălin. Aici am zis ca să vedem un pic... Da, clopot. Să vedem un pic de clopot. Curele sunt făcute de Steli Lupea. Așa. De la filea de sus. Da. Un prieten bun. Foarte, foarte faină. L-a făcut. Și un băiat bun, Steli, salut. Da, da, salutăm pe ocazia asta. Are cai cu muș. Fermă, oi, văcuțe, bivolite. Sunt clopote vechi, cum mai era odată. Asta e curtea ta? Da, da. A, nu, alinașul meu. Așa. Bună curte. Păi cu totul, cu casă, cu tot are din față. Își fac o casă nouă. Casa asta, până ne-am intrat, e casa ta? Nu, nu, e alinașul. Alinașul, eu stau acolo mai sus. Nu-i prea mare casa. E mare, stai? Nu știu cum. Acum el știe. El fiecare știe ce știe. Fiecare știe povestea. Da, da. Două clopote, două perechi de clopote foarte frumoase. Da. Azi clopote vechi. Aha. Super. Super. Na, hai să vedem ce zice băiatul. Să duce un pic să ne arate. Hai tinere să te vedem, du-te tu un pic. Pe spatele ei. Du-te așa un pic către de alte, rog. Ea e mânză ce-a luat-o în primăvară. Așa. Și aia pe ce-am crescut-o de mică. Dar noi s-o fătat. Ea e din armăsarul Bruno asta. Aha. Cea din spate, da? Cât timp are acum ea? 8 ani. Poți să ne zici numele încă o dată, că poate sunt Mara. Care... Așa, Mara. Poate sunt care nu ea au... Ea pe Mara ceva, am crescut-o, s-o fătat la noi, din armăsarul Bruno. Eu când am văzut-o pe ea, cât era de mică? Prima dată. Avea un an jumate. Toamna ai filmat-o. Aha. Pe un an jumate. Când ai făcut prima dată la... Aveai, câți aveai atunci? Vreo 3 sau câte? 3. Aveam pe mama ei, pe sora sa. Așa. Am făcut filme faine la tine. Da. Așa? În fața ei. La soținele? Da. Vezi că... Știe. Se uită după ea. Văd acolo în comânză pe deala aia cu ea. Scai, domnul Cristi. Aia, mărg așa pe roată? Da, da. Mărg roată, așa-i? Și vacile. Aia, și văcuțele. Da, da. Poți să te duci acum un pic către ea. Către gard acolo. Așa și către cealaltă, că n-are nimica. În față și mă, încolo. Pe ea, cum o cheamă? E stânca, am zis. Aha. Stânca. Îi, se vede că e destul de hotărât așa. Da, da. Hotărât, știi, de călare, la căruță am pus-o. Când ai pus ultima dată la căruță? În august. În august. Și le-ai pus în doi sau numai în... În doi nu am prins-o, am prins-o și, dar nu în doi cu asta. Mhm. O să le prindem zilele astea. O să le prind în doi? Da, că trebuie să... Ai căruță de doi? Da, da. Dar o să le prind și la tresură, ora să le prind. Mhm. Ha? Cum e? E ciudat că nu vine și ceala. Aha. Fii atenți, care ar fi faza? Ar vrea să fie dincolo ele de gard. Lângă celelalte. Da, le-am adus ale domnului Cristi. Le-am adus câteva zile. Tu ai fost cu al domnul Cristi? Da, în asta? Da, la altă. Mhm. Adoși.
E gestante, l-a lăsat domnul Cristi cu gamin. Așa. Și cealaltă? Și cealaltă tot cu ăla. Amândouă gestante. Mm-hmm. O să obișnuiți una cu alta. Ce ai mai făcut interesant? Da, păi ce să facem cu lucru, pe acasă, nu prea multe. A? Rutina de zi cu zi? Da. La lemn pe jos le-ai pus vreodată? Cu aia am pus, dar pe asta nu. A zice că o prins, sau pe nu știu. Aia e de la cine a luat-o? Da, da. Am zis că o pus odată și la lemn pe jos. Și? Da, merge, merge și la căruță foarte bine. Și călare și e toate. Și cu minte. Ia ce v-am scuturat. Se scută, nu adică. Și cu minte, vine și la... Aia îmi place că e cu mințenie. Hă? Mințenie. Mințenie când te aduce mai mult. Aha. Ce ai văzut interesant pe la târg? Ce ți-ar fi plăcut să ai la tine aici acasă? Pereche și la Murga am văzut la târg. Du-te! Da, da. Și la Blonda? Și la Blonda am văzut. Aha. Mâine nu cred nu-s pereche, dar nu. Dar nu te deranjează. Nu, 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 nu. Nu, nu te deranjează că așa. Stante, să avem în Zuzan dacă ajută Dumnezeu. Uh-huh. Am văzut trăsură frumoasă la târg. Unde, acolo la ieșire? Da, chiar la, da, la intrare, la ieșire acolo. Și? Nu te-ai înțeles? Nu, am întrebat numai. Dacă n-ar fi gardul, s-ar duce sus după. S-ar duce la celălalt, așa-i? S-ar duce, dar... Fii atent că, bă, fii atent că o dată în gardul. Simți că nu este curent, vezi ăla, dar sus nu este curent, știi? Ha? Simți că nu este curent. Aia, dar sus este pe... Da, sus este curent, sus este curent. Ea nu păștuit așa de curent. Munza. Murguța? Da. Pe Murguță? La Pripon și mai pe Murguță de cât timp ai? În aprilie am luat-o. În aprilie? În aprilie. Asta nu se bagă nici pață de balon, numai nu. E... Dacă nu fi știu... Acolo sta cu cai, știi? Mhm. Și-a fost curent și... Simți că nu este curent. Du-te, dă-le în jos. Poți să le dai în jos tinele. Poate să faci pe supir și le dai în jos. Simt chiar n-a fost obișnuită cu caii ăia, așa că știe. Se cunosc. Asta au avut mânzut, l-am vândut de 3 săptămâni. Murga? Nu, aia la altă. Blânduța? Da, da. Am avut o mânzut pe Brigant. Și unde l-ai dat? Lângă Dej. Și-a venit omul după el? Da, da, a venit după el. Ai pus pe net? Da, l-am pus pe grupul de cai și pe Oleg și mi-a scris băiatul. Foarte bine, i-a plăcut de el și... Da, i-a plăcut, a venit. Și-mi trimis care v-ați înțeles. Da. Sperea să-l crească. E armăsar sau nu știu. Așa mergea pe dreapta și pe stânga l-o să-l prind așa. Fix cum să. Ce mai zicai de-ai? Da, pe ce să zic, cu animale, cu lucru. Poți să le lași. Lasă-le așa. Așa bine am mâncat acum că m-am întâlnit cu Nea Costel, stai sus pe... Da. Așa m-aș întinde aici un pic în cabină. Liniștit. Ce cum zic? Așa vreo jumătate de oră să dorm. Nu deranjează numai cai. Da, cum? Și eu am mâncat bine la târg acolo. Cum? Și eu am mâncat bine la târg. Aha. Vezi că simți că nu-i curent. Aha. Nu lăsa să meargă încolo pe asta, pe... Nu.
Ăla-i, poți să o aduci aici. Păi am crescut-o de micuță, se făta la noi. Aha. Mămica ei mai trăiește? Nu cred. A? Nu cred că mai trăiește. Mămica ei. Din păcate. De fiecare an a avut mânz. Ea, și acum e gestantă din nou. Poți să o muți un pic mai încolo, mai în spate, la soare, te rog. Ce ți-o fătat? Acum, ultima dată. Numai cai a avut. Numai mânjul a avut? Da. N-are nimic, ca și pe... Singură mânzuț a avut. Și? Și a dat la domnul Tavi de la Bravca, la poștașul. E, la domnul Tavi? Da. O mai are? E, nu, că a vândut-o. A vândut-o. Și vezi numai cai a avut, în fiecare am avut cai. Mhm. Și acum ajustantă din nou. Da, n-au liniște aici în țarc? Nu au, că caii au alt și de-aia a fost obișnuit să dau la altă și de-aia nu au liniște. Aha. Ea, blunduța ar avea, dar cealaltă? Nu, ar liniște că da, sunt obișnuite cu caii al alți. Aha. Câte hectare sunt pe partea alaltă? 100 și nu știu exact, cu totul, cu pădure, cât e împrejmuit. Îți imaginezi, nu? 120, nu știu exact să spun. Zic că îți imaginezi. Da. E ca și când vezi părția deschisă, ești sus și nu mai dai drumul la vale. Da. Așa e, așa îți poți imagina. Da. Aici la voi ce îmi place foarte mult pe sălaj? Ce îmi place aici la voi mult, foarte mult pe sălaj? Vezi copacii aia mari. Da, stejar e aia. Da, aia îmi place mie. Borul, la voi. Stejar sunt. Foarte, foarte mult îmi place. Țin minte că am fost cu tine o dată prin... Da, pe lângă, și cu căruț am fost. Da, am fost pe lângă păduri de stejar și am ajuns acolo la castel, sus la... La Almaș, Almaș. La cetatea Almaș. La Almașul. O să mai mergem, Cristi. Foarte, foarte frumoasă cetatea. Cum era cu cetatea? Acolo s-or adăpostit românii? Da, s-o adăposteau românii. Ha? Pe de? Vremuri, da, da. Bună murga ta. E bună. Nu ți-ți dădat niciuna, știi? A, păi, am zis că nu le-am dat deocamdată. Mai că nu le-am luat să... Mm-hmm. Și-am crescut-o să... Sperăm să ne facă câte un mânzuț. Omul ăsta care are aici baloții... Are stână de oi. Are stână de oi? Da, are stână de oi. Mm-hmm. Să, să vede omul gospodar. Scule bune, tăte bune. Fânul acoperit. Da, fânul. Contează mult că dacă nu-i acoperi baloții, vine zăpadă, ploaie. Da, cum? Hai, hai, hai tu, hai, hai. Are liniște când au. Op, 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 op. Las-o, las-o. Munte de calme, frate. Cu cât crezi că ar fi mai grea ca blonda? Păi mai grea oricum și mai ciuntoasă. Uh-huh. Nu-s bun, nu-s bun deloc, nu-s. Cum a fost la pășune, fost anul ăsta. Le-am văzut eu. Și nu le-am... Nu le-a alimentat? Nu, câte un balul îi punea la tăți acolo, când, pe fiecare ăsta. Unde? Acolo, la pășunie, am întins. Unde ținea cu domnul Cristi? Da, da, acolo le ținea cu domnul Cristi. Acolo. Și acum de ce le-a de acolo? Păi le-am adus de acolo, că nu, acasă acum. Aha. Și aici la termen, să mă muncesc. Că și aici o să apuce la gar, știi? Zile următoare să apuc aici la gar și păcat de o tavă asta, că ce n-am consumat chiar odată. Aha. Aici cât le ajunge? Două săptămâni le ajunge? Nu, le ajunge 4-5 zile. Atât? Așa puțin le ajunge? Cam da. Și după aia? După aia mai am acolo, mai am misile, mai, să mai avem grădini. Grădini frumoase închise? Cum? Mm-hmm. Zic că grădini da, închise, da, bune. Da, grădini închise. Mai am unele, mai pun la pripon. Aha. Priponul, cum ții priponul? Îl bați până în pământ complet, da, așa-i? Da, am făcut ceva fiere din ăla de sângur, să nu se pot agăța, știi? Dar stau la, nu se prăpăde, iau mânz ca să, nu, care nu știe, dai seama că nu-i prea bine, nu-i indica, ia stegar de electric și... Mm-hmm. Hai aici, hai. Lasă-l să vină. Nu prea are liniște așa, că a fost obișnuită cu cai, cu mânz. Și cu mânzul de la a fost obișnuit. Hai aici, draga. Hai aici, draga. Scumpesc ca petrelsea. Nu, dar asta e cam mic un pic. E bun așa, dar e mică, e scurtă cureaua aia. Cât e? 2 jumate? 2 jumate e asta, dar e scurt ei, e alț, aia e. Deci e bun așa, dar e scurtă, nu știu, tăia din el sau ce s-a întâmplat. Că se vede că e cam tăiat. 2 jumate e celălalt după aia.
La el altă e mai mare un pic, nu? Da, da. E atârnă un pic. E mai lungă cureaua și nu l-am strâns eu, că acum l-am pus căprestele. Păi de ce n-ai mutat-o de la asta la alta, la altă? Da, acum l-am pus, mă, căprestele. Uh-huh. Nu au avut. Și am zis că dacă vrei asta... La cât se ridică un căpățuc ăla? 30 de lei un căpăț de ăla. Cum se zăbare? Scump? Nu e scump, dar e mai bun ca și... Că nu, diferă de fiecare, poți să mai strângi, mai dai drumul. Nu scump, pe față de ele, dar ați trebuie să-l probezi acolo să fie fix. Și ai luat și sfoară de asta? Să văd. Da, 15 lei a fost. Și cu tot, carabina se pare, nu? Carabine l-am luat când am fost la ăsta. Am avut o nuntă și am fost la luat carabine și de aia le-am pus, să vedem dacă e bun. Cam e bun, e bun cu carabina, e da, prins carabina? Da, e bun, e utile. Le legi undeva pe la poartă, le-am dat apă și am apă acolo în față, știi, în sat. Și le pui rapid carabine, scos. Am agățat să nu... Asta. Lasă că nu e rău. Ia zi la băiatule, poate prinde. Pe amândouă. Hai, prinde-o pe, prinde-o pe aia. A, de aici, pe amândouă. E pe amândouă, prin piană, că nu stă, bagă. Prin poate, din poate. Ce simplu, ai băgat și atât. Aha. La, și la el altă e carabină. Nu-i carabină aia. E mai... Aia nu se desface așa. Nu ți-o somn? Nu. Aha? Nu mi-o somn, Cristian, chiar deloc. Am băut două cafele astăzi. Aia da, no, bun atunci, te ține treaz. Nu. Se bagă așa. Super. Ăla-i. Atât. Super. O să le mai învârți toate și să le pui tot așa la soare, te rog. Du după aia. Te poți întoarce înapoi. Hai înapoi, Cătălin. Poți să rămâi chiar acolo. Ce am vrut să te întreb, Cătălin? Nu te-ai mai dus în străinătate? De cât timp? Păi e 2 ani. Și cum e acasă? Păi fain, și acum în concediu a fost aici la mare, în țară. Și cum ți s-a părut? Păi e mai frumos la noi, într-adevăr, că în alte țări poate e mai ieftin, dar aici e un pic mai scump o leacă. Și? Da, din străină sunt se bine. Îți place? 12 zile pleca la mare. Îți place limba ta, așa-i? Vorbești pe limba ta? Păi, da? E frumos și în alte țări, dar vezi că dacă nu știu un pic limba, cât de cât, mai greu. Da, dar zic că e frumos aici. E frumos la noi în țară. Te și poți întâlni cu câte ori. Transfăgărășan, e super. Aha. E ceva unic. Am fost și în Austria pe foarte mulți munți, dar mi-a părut ceva wow aici la noi. Da? Da, acolo pe la Bâlea Lac. Frumos, așa-i? Da, foarte frumos. Am văzut urși, am văzut de toate. V-ați băgat pe traseuri cu urșe? Păi acolo a fost tot traseul, îi vezi pe drum. Păi sunt care nu exprimă pe chestia să vadă urșii, să știi. Păi da, oricum îi vezi și dacă vrei și dacă nu. Nu, dar din câte am înțeles, mă întâlnisem cu un prieten și nu a venit vorba și face, mă duc expre, nu știu, au făcut o mică ocolire, o să mă duc să văd și urșii. Da, e și fain. Și e ceva frumos pe Transfăgărășan, să vezi foarte multe. Foarte frumos peisajul? Da, super, super. Am înțeles. Nu știu ce noi sară, ceva frumos. Aveți că o puteie din el, că se vede, că nu-i... Crezi tu? Da, 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 rotea, că nu-i ce-i bun, nu-i ăsta. Nu-i căpăsă. Aha. E jumătate și ăsta. Da. Să-ți leu la fel să fie. Nu, lasă, că acum ai văzut cum stă socoteala. Da, dar nu-i strânge, numai nu, e... Foarte fain. Învârte-l un pic pe loc, așa, un metru mai încolo, ca să fie soarele pe ele. Te rog. Mai ales de la pășune, nu sunt pompate, nu sunt... Atât și le întorci cu fața, te rog. Ăla-i, atât. Vezi că se adică umbra la rudă și de alea. Aha. Nu... Ai lucrat cu el la pădure? Nu. Am fost cu aia la alta. Și cu amândouă am fost, pe rând. Aha? Am fost. Și cu asta am fost după niște rude. Aha. Cum am mușcat, cum sta. Ha? Mușcă. O stresează, așa-i? Da.
cunoaștere. Cătălin. Da. Mă bucur că m-am întâlnit cu tine la târg. Bucur că ai venit pe la noi. Îți mulțumesc pentru tot. Îți mulțumesc și pentru tura trecută că m-am oprit la tine. Unde lucrezi la magazin și mai scuțit să mă dau jos. Îți mulțumesc pentru tot. Așa. Mă bucur că nu te-ai lăsat de cai. Păi, am o câte mai puțin mai ținem, Cristi. Să vede, ești un om relaxat. Da, pino. E bun. Așa. Știi cu ei am crescut. Uh-huh. Și pe aia am crescut-o de mică și nu... Zic că ăla e un lucru bun, că poți fi relaxat. Da, contează și... mai mult. Păi, separați arest timpul de lucru. Aha. De nu apuci să te stresezi, e? Am un stres, este, Cristi, oriunde. Da, dar zic că zicea cineva... că mai de mult se stresau femei, acum se stresează femeile tare, ci că mai de mult le dădea de lucru de nu aveau timp să se streseze. Nu, mai de mult se lucra mai mult. Mm. Acum. Da, ai activitate, nu ai gânduri. Ei, nu mai faci atâtea gânduri, că mă uiți atâta pe... e și pe internetul ăsta. Este simplu, era bine simplu. Asta, alte simple, mai... asta m-a dus-o din Austria. Aha. Am mai vorbit noi de carabinile tale. Da, asta cum am luat-o de la târcul tot. Aha. Asta separat. E, dar modelul ăla cu cana Austria l-ai găsit la noi? E, nu am fost să mă uit, dar nu cred că sunt așa. Eu zic că poate că... poate, poate. Poate. Nu știu exact, nu, ce să zic. Da. Cătălin, îți mulțumesc frumos pentru tot. Dacă doresc să lași un mesaj de final. Apoi să salutăm pe toată lumea care au cai. Da. În țară. Să nu se lase de cai cât pot. E bun așa. Cătălin, multă sănătate. Mulțumesc, Cristi, la fel.